Citesc din Luca, capitolul 10, de la versetul 38 la versetul 42, un cuvânt potrivit cu această temă a priorităților. Pot să afișez textul, că mai rămâne apoi un pic până ce intrăm în prezentare. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zii dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile și de la bun început aș dori fiecare din cei prezenți să nu dea like la predicile de astăzi, să nu le facă vizualizări, că n-am venit pentru asta, ci aș dori din toată inima cuvântul pe care Dumnezeu îl seamănă să-l putem primi și să-l acceptăm cu bucurie. Aș vrea înainte să intru în mesajul acesta să vorbesc 5 minute despre nașterea din nou, ca să înțelegeți de ce e nevoie de priorități în viață și de câteva lucruri esențiale în viața de creștin care nu sunt opționale, ci obligatorii. Omul este compus din trei părți, iubiți tineri: trup, suflet și duh. Trupul este ceea ce vezi în oglindă, carnea, sângele, lucrul acesta exterior. Sufletul este compus din sentimente, rațiune și voință. Iar Duhul este partea din noi care comunică cu Dumnezeu. În grădina Eden, Dumnezeu se uită la Adam și la Eva și le spune să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și a răului, în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Și totuși oamenii aceștia nu mor fizic, nici măcar nu mor sufletește, pentru că ei continuă să raționeze mai departe, să gândească, au sentimente. Înseamnă că în Eden, când au mâncat din pomul acela, din ei s-a stins o parte, a murit o parte, care se numește Duhul. Și orice om cu Duhul mort, să știți că se ascunde de Dumnezeu. Nu vrea să comunice cu Dumnezeu. De la Adam până astăzi, o să vă șochez dacă vă spun, dar e un adevăr lucrul ăsta. Fiecare copil care se naște, se naște cu Duhul mort. Dacă nu vă place cuvântul mort, înlocuiți-l cu adormit. Deși Biblia spune, voi erați morți în păcatele și greșelile voastre în care trăiați. Cum adică dacă eram mort, trăiam? Voi erați morți cu Duhul, morți cu Duhul în timp ce trăiați cu trupul. Vine cineva la Iisus și spune, vreau să mă duc în grob pe taică-mea mai întâi și apoi te urmează. Și Iisus spune ceva extraordinar, lasă morții să-și îngroape morții. Acum eu sincer vă spun, n-am văzut pe nimeni din sicriu să îngroape pe altul care e în sicriu. Înseamnă că Iisus spune, lasă-i pe ăia cu Duhul mort să-i îngroape pe cei cu trupul mort. Iubiți tineri, am crescut în Biserica Pentecostală și n-am înțeles lucrurile acestea. Dacă înțelegeți ceea ce spun acum la început, o să înțelegeți punctul central al creștinismului. Nu botezul e condiția pentru intrarea în cer. Știu că vă șochez, dar nu botezul e condiția. Nașterea din nou e condiția. Că pot să fac și botezul și nu mor ca tâlharul pe cruce, sau nu mor pe front în Ucraina în timp ce unul învestește Evanghelia și mă nasc din nou. Asta e adevărat, că am nevoie de botez în apă, apoi de botez cu Duhul Sfânt să-mi duc mântuirea până la capăt. Dar vreau să vă spun astăzi că orice om care se naște, se naște cu Duhul mort. De aceea la 2-3 ani copilașii mint. Nu a făcut nimeni meditații cu ei să îi învețe să mintă. Ei din firea lor mint, pentru că dacă Duhul nu stăpânește peste tine, tu faci ce vrei. N-ați auzit tineri care spun către tata și mama, eu fac ce vreau, am 18 ani. Aia e încă o dovadă că Duhul e mort. Încă o dovadă. Și acum am o veste bună. Singura persoană din istorie care s-a născut cu Duhul viu este Iisus Hristos. Amin. Dar cum dovedește asta biblic? Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt.
Nu s-a mai transmis păcatul la strămoșesc, păcatul adamic. Nu poți să spui că Iisus la 3 ani mințea și apoi a murit pe cruce pentru noi fără păcat. El a trăit o viață fără păcat. Și acum punem, te rog, Ioan capitolul 3 cu versetul 3. Neapărat să citim cuvântul ăsta. Și apoi o să intrăm în mesaj imediat. Ioan capitolul 3 cu versetul 3. Drept răspedia împărăția lui Dumnezeu. Punem, te rog, și versetul 5. Adevărat, adevărat, îți spun că dacă un om nu se naște din apă, dacă nu se naște cineva din apă și din duș. Și aici cea mai mare confuzie care oamenii o fac, spun că apa asta e H2O. Nu e adevărat. Iubiți tineri, de ce subliniez la început lucrul ăsta? Tot mai multe căsătorii se fac în bisericile noastre cu tineri nenăscuți din nou. Ei vin la biserică. Ei pot să dea like la predică, să lase un comentariu, să zică bine le-ai zis, mă. Dar întrebarea mea e, sunt născuți din nou? Apa de aici înseamnă cuvântul. Eu sunt apa vieții, a spus Domnul. Soția mea când a născut și orice femeie care naște are nevoie în sala de naștere de 2 persoane. Moașa și doctorul. Că mai sunt și asistente pe lângă care dau ustensile, asta e altceva. În orice biserică în care se predică Biblia și Duhul Sfânt e prezent, se mai produc nașteri din nou. Dar ce înseamnă nașterea din nou? Trezirea, învierea Duhului. Acum, e adevărat că pentru un tânăr crescut în biserică e mai greu să zică, pe data aceea am avut nașterea din nou. E mai greu să zică. Dar într-un mod special, cine vine de afară, are un moment extraordinar al prăbușirii, al întâlnirii. Și cei din biserică ar trebui să aibă un astfel de moment toți. Mai spun ceva. Dacă bagi un mincinos în H2O, scoți un mincinos ud. Dacă bagi un păcătos în apă și el nu s-a pocăit înainte, doar l-ai amăgit. De aceea e foarte important să înțelegem ce spune Biblia aici. Nașterea din nou e condiția esențială. Și mai spun un aspect și intru în mesaj. Ioan 5:24. A murit o soră la noi, o mamă 7 copii și în față la 500 de persoane acum câțiva ani am zis, bine ați venit la mormântarea unei surori care trăiește. Câțiva din cei prezenți au uitat la mine, sigur în mintea lor au spus că-s nebun. Dar n-am spus eu asta mai întâi. A spus Iisus asta. Adevărat, adevărat, vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată. Și auziți aici prezența nașterii din nou. Ci a trecut din moartea Duhului la viața Duhului. De aceea nu veți găsi niciun verset în Biblie în care să zică Iisus, băi, o murit ăla! Extraordinar. Nu. Niciodată Iisus nu s-a mirat de moartea fizică a unui om, însă Iisus a subliniat, Ioan 3:16, că omul care moare fizic și n-are Duhul viu, el piere. Nu spune ca oricine crede în el să nu moară. Spune ca oricine crede în el să nu piară. De aceea scopul tău ca și tânăr, înainte de orice altceva în viața asta, este să ai o întâlnire reală cu Dumnezeu, în care Duhul din tine să fie înviat. Și apoi e adevărat că se dă o bătălie. Și acum mai intrăm în mesaj. Credeți că la suflet îi place că Duhul de lângă el a fost înviat? Păi nu îi place. Pentru că până la 18, 20, 40, 60 de ani a vorbit cum a vrut, a făcut ce a vrut el, s-a uitat unde a vrut el. Și acum Duhul cu D mic, să nu uitați, Duhul cu D mic din om, a ajutat Ioan 3:6, de exemplu, ajutat de Duhul Sfânt și de Biblie, trebuie să crească noi. Și scopul pentru care trăim, iubiții mei, auziți, ce este născut din carne este carne, cine este născut din Duh, Duhul Sfânt, este Duh, cu de mic. De acum se dă o bătălie. Nașterea este un eveniment, creșterea este un proces. Sfințirea nu e un eveniment, sfințirea este un proces. Și între noi, în noi se dă o bătălie. Sufletului vechi, da? Firii pământești. Iubiții mei, firea pământească nu înseamnă unghii, degete. Firea pământească înseamnă trăirea aia veche, gândirea veche, sentimentele alea vechi, voința veche exprimată prin trup. Că mușchiul nu poate face nimic fără o comandă de la minte. Și rolul Duhului Sfânt și al Bibliei împreună cu Duhul din mine este să acapareze sufletul și să-l transforme. Galateni, spune Pavel, până va lua Iisus chip în voi. Rolul Duhului Sfânt este ca până mori. Să ia Iisus chip în tine, să schimbe sentimentele, să schimbe rațiunea. Dar de ce trebuie să mi le schimbe?
Dar dacă Duhul e viu, nu-i suficient. Nu-i suficient. Că atunci când murim, trupul merge în pământ, sufletul și Duhul merg la Dumnezeu. Iubiții mei, e foarte important. Spune Biblia, urmăriți cu toții pacea și sfințirea. Și acum am ajuns unde am vrut să ajung. Nașterea nu e suficientă. Un copil care se naște are nevoie de câteva lucruri în viața lui ca să crească. El trebuie să respire, el trebuie să meargă, el trebuie să mănânce. Dacă îi dai jucării în loc de mâncare, el va muri. Foarte mulți tineri spun, am făcut botezul, am terminat. Gata, mă pot căsători. Și pentru aia, după 3-4 ani de căsătorie, zice, eu nu mă duc la joacă, zice, Dinamo, eu nu mă duc la Sfântul Ilie, la biserică. Păi cum, că-i meci în seara asta, cum să mă duc? Eu mă duc la film. El merge înapoi la lucrurile vechi, pentru că nașterea a avut loc. Dar nu mai a avut loc creșterea. Și ascultați-mă, veți întâlni oameni născuți din nou, care se întorc la lucrurile dinainte, pentru că n-au pus bazele disciplinelor spirituale. Necesită câteva lucruri, atenția voastră în această dimineață. Ca Duhul vostru să rămână în viață. Cei care încă n-ați avut nașterea din nou, mă rog să o aveți astăzi. Cei care ați avut-o, să fiți foarte atenți la mesajul acesta, pentru că va trebui să alegeți în viața asta, iubiții mei, zilnic, între priorități și urgențe. De multe ori spunem, nu am timp, nu am timp suficient, însă am înțeles că întotdeauna ai timp pentru ceea ce iubești. Ai timp pentru ceea ce alegi. Astăzi, iubiții mei, vreau să înțelegem că a repara motorul mașinii este urgent. Schimbarea uleiului pentru că acesta să nu fie reparat este important. A primi ajutor când ești bolnav este urgent. A avea grijă de tine ca să nu te îmbolnăvești este important. Dacă faci ceea ce e important, nu vei mai avea atât de multe lucruri urgente de făcut. De adevărat, și lucrurile urgente și-au locul lor. Marta a simțit presiunea aceea să fie gazda lui Iisus și a ucenicilor. Și orice femeie intră în alertă când trebuie să primească atâția musafiri, nu? Mai ales că nu puteau anunța dinainte că o să vină. Și Marta era ocupată cu pregătirea mâncării, cu spălatul vaselor, cu pregătirea mesei, curățenie, cu lucrurile urgente, care au și ele locul lor. Însă Maria știa că este mult mai important să asculți cuvintele lui Iisus decât să pregătești mesele. Ea a ales ce era important în loc de ce era urgent. Biblia spune în versetul 40 că Marta a fost distrasă de toate pregătirile care trebuiau făcute. Iubiții mei, cei mai buni lideri nu fac mai mult. Fac mai mult din ceea ce contează cel mai mult. Trăim într-o lume aglomerată, avem o mulțime de distrageri. Avem o mulțime de modalități prin care diavolul vrea să ne defocuseze de la ce e important. Și voi intră și vouă ca și mie notificări de la WhatsApp, poate de la Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook, mai știu eu ce are fiecare. Îți intră notificări și mesaje. Chiar dacă vrei să-ți citești Biblia, nu o poți face din cauza distragerii. Am o veste bună să vă spun. Eu m-am oprit toate notificările în afară de WhatsApp și și acolo la archive la mine sunt câteva sute. Nu trebuie să răspunzi la fiecare mesaj. Nu trebuie să vezi fiecare like care ți se dă. Nu trebuie să stai toată ziua pe telefon să vezi ce intră. Poate părea urgent, dar nu e important. Poate părea urgent, dar nu e important. Vreau astăzi să ne uităm la 4 lucruri importante pe care trebuie să ne concentrăm. 4 lucruri importante pe care trebuie să ne concentrăm. 1. Rugăciunea. Și acum aveți spune, de Crist, dacă știam că o să predic despre rugăciune, chiar nu vineam pentru că, adică vii din Deva, faci 14 ore pe drum ca să ne spui de rugăciune. Păi dar asta e, zice, banal. Hai să vă spun ce am învățat în 36 de ani de viață, 37 de ani. Românii n-au o problemă cu lucrurile complicate, ci cu alea simple. Românul cu aia simplu are problemă. Cu rugăciune. Iubiții mei, în Daniel capitolul 6 cu 10, Biblia spune așa, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau descrise înspre Ierusalim. Și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și înainte.
Daniel ar fi avut multe motive să ignore rugăciunea. Era aproape printre primii trei după împărat. Avea multe meeting-uri, avea multe întâlniri, avea multe acte de semnat, avea multe decizii de luat, avea multe responsabilități. Însă observ în viața lui Daniel că indiferent cât de urgente erau lucrurile din prejurul lui, întotdeauna pentru Daniel a fost importantă rugăciunea. Întotdeauna pentru Daniel rugăciunea a fost pe primul loc. Întotdeauna Daniel a ales ce a fost important peste ce a fost urgent. Iubiții mei, Ravenhill spunea o vorbă extraordinară: niciun om nu este mai mare decât viața lui de rugăciune. Niciun om nu este mai mare decât viața lui de rugăciune. Pentru că rugăciunea nu-l condiționează pe Dumnezeu, rugăciunea ne condiționează pe noi. De multe ori rugăciunea nu schimbă voia lui Dumnezeu, de multe ori rugăciunea ne schimbă pe noi ca să acceptăm voia lui Dumnezeu. Uitați-vă la Daniel. Arătați-mi, vă rog, un verset din Biblie că s-ar fi rugat în groapa cu lei. Știți ce facem noi, tineri, cei mai mulți astăzi? Ne rugăm când e un ecaz, e o problemă. Nu știu cum e la voi aici, la Suceava, la noi, în zona noastră, cam până mai încep să apară bilete la amvon. Rugați-vă ca în bacul, zice. Am examene. Am probleme, am falimente, am necazuri, am absolvire. Pe Instagram îmi intră în fiecare săptămână mesaje: frate Cristi, rogă-te că am școala de șoferi. Ar trebui să mă reprofilez în ultimul timp la câte mesaje primesc. Din vreo 100 și ceva, cred că anul ăsta, un singur tânăr mi-a scris la final: mulțumesc, am luat carnet. Cei mai mulți, după ce l-au carnet, nu mai auzi de ei. O plecat, s-o dus. Pentru că românul, așa e românul, nu știu ce, are nevoie de Dumnezeu numai când e la greu, când e la ananghie. Vreau să învățăm ceva de la Daniel astăzi. Dacă ești cu Dumnezeu în afara gropii, Dumnezeu va fi cu tine în groapă. Daniel nu s-a rugat în groapă, pentru că în vreme de criză, oamenii care au bani puși deoparte, nu-ți simt criza. Exact la fel e spiritual. Cine în vremuri bune umbla cu Dumnezeu și s-a rugat, în vremurile grele Dumnezeu umblă cu el. Iubiții mei, a fost un accident la noi în județul Hunedoara, în urmă cu câțiva ani. La 18 ani, băiatul a primit o mașină, cadou de la taică-su. Au mers o probeze împreună, băiatul a fost aruncat din mașină prin parbriz afară, s-a tăiat aici, știți ce înseamnă lucrul ăsta. Niciun zmur nu te salvează. În timp ce curgea sângele din el abundent, și-a ridicat privirea spre tatăl lui. Și-a zis: tati, zi o rugăciune pentru mine. M-am mirat, am stat și m-am gândit, de ce în fața morții nu a zis: tati, la ce a fost, la Sirom sau la Allianz? La ce a fost asigurarea? Tati, cum e lovită tare în mașină? De ce oamenii în fața morții, cum omul și-o da seama, își dau seama de importanța rugăciunii? Ce-o fi văzuare băiatul acela? Nu știu și nu vreau să bănuiesc. Dar cred că suntem creați în așa fel încât atunci când trecem din viața asta, fiecare dintre noi, indiferent de religie, de culoare, de rasă, ne dăm seama care erau lucrurile importante în viața asta. Și că trebuie să ajungi în fața unui Dumnezeu cu care nu ți-ai făcut timp să vorbești. Și tatăl a zis: nu știu să mă rog, fiule. Să fac bani, știu să cumpăr apartamente, mașini, asta știu. Să mă rog, nu știu. Copilul a închis ochii, fără să-i fie împlinită ultima dorință. Tu știi să te rogi? Așa mă necăjesc, iubiții mei, când văd tineri cu ochii deschiși la rugăciune, când văd tineri care nu vin, nu, la noi e marțară la rugăciune, care n-au pus rugăciunea pe primul loc în viața lor. Oameni care apelează la rugăciune numai când îs păscările tribunalului: Doamne, fă să-mi cadă mie fată, zice, să ia el băiat. Cei mai mulți români se roagă prea târziu. Se roagă în ziua anunții. Se roagă în ziua accidentului. Se roagă în ziua când au probleme. Să știți că nu e greu să te rogi când ai probleme. Greu e să te rogi când totul îți merge bine. Acolo e provocarea adevărată. Te îndemn astăzi, n-aștepta accidentele ca să te rogi. N-aștepta traumele ca să te rogi. John Knox a fost un reformator scoțian, un om al rugăciunii. Avea să spună regina Scoției despre el: mă tem mai mult de omul acesta și de rugăciunile lui decât de toate armatele Europei. Să te ore întrești pe genunchi și spunea: Doamne, dăm Scoția, ori lasă-mă să mor dacă nu-mi dai Scoția.
Dacă are nevoie România de ceva, are nevoie de tinere rugăciune. Amin. Și m-am bucurat să aud că ați fost ieri la rugăciune. Dar nu doar la conferințe să ne rugăm, să fie o practică zilnică lucrul acesta. Apoi, iubiții mei, mă duc mai departe, un alt lucru important în viața noastră trebuie să fie citirea Bibliei. Frate Cristi, iară vii cu lucruri din astea banale, simple. Iubiții mei, în Iosua 1:8 spune Biblia, cartea aceasta a legii, și vreau să vă arăt ceva interesant din Scriptură. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Uitați-vă, vă rog frumos, aici la spre Amvon, doar atâta era scris din Biblie când a zis Dumnezeu cuvintele astea. Doar atât. Iosua, dacă citești paginile astea, o să fii un biruitor, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Iosua a fost un om al lui Dumnezeu. Când Moise era stresat și se gândea, pe cine îl las după mine? Dumnezeu a zis, auzi, dar oricum nu avem de unde să alegem prea mulți. Un singur om, Iosua lângă tine, Moise lângă tine, care nu ieșea, spune în Exod, deloc din preajma cortului. Un singur om, n-ai de unde să alegi prea mulți. Pune-l în slujbă. Și după ce îl pune în slujbă, îi spune Dumnezeu, Iosua, fii un om al Bibliei, fii un om al legii, fii un om al citirii cuvântului. Familia lui l-a slujit pe Dumnezeu, a fost un mare lider. Din 600.000 de bărbați, el și Caleb au intrat în Canaan. Și-a condus poporul spre biruință. De ce? Pentru că între el și lege distanța a fost mereu foarte mică. Și când distanța e mică între tine și Biblie, distanța e mare între tine și păcat. Și când distanța e mare între tine, e mică între tine și păcat, întotdeauna e mare între tine și Biblie. Mulți adolescenți și tineri sunt triști că Dumnezeu nu le vorbește. Mă scria cineva într-o zi pe Facebook, Frate Cristi, dăm numărul la un proroc. Și l-am întrebat din partea Domnului, cum stai cu prorocul numit Biblia? O zi, n-am timp de așa ceva. Și atunci ce avea să spună Dumnezeu? Ce-ar putea Dumnezeu să spună? Iubiți tineri, vreți să vă vorbească Dumnezeu? Nu cunosc un proroc mai bun și un predicator mai bun ca și cartea asta. Deschide-o. Nu spune, nu te mai plânge, Dumnezeu nu îmi vorbește, nu știu care e voia Lui, cât timp Biblia e închisă. Am un prieten în California, ne-am întâlnit acum 3 ani. Și am adus subiectul despre mama lui, care a ieșit la pensie, 73 de ani. Acum în România, oamenii care ies la pensie au mult de lucru pe lângă casă și chiar se bucură că au ieșit la pensie, că mai pot să facă anumite lucruri. În America nu prea ai zarzavaturi, solare, animale în curte. Și am zis, ce face maică-ta toată ziua la 73 de ani? Nu se plictisește. Și-a zis, Frate Cristi, mama mea adoră Biblia, iubește Biblia. Bun, dar concret. Păi zice, o citit Biblia de 137 de ori până acum. O zis, se bucură de fiecare oră și minut pe care l-are liberă ca să se cufunde în cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei, Iisus a luptat cu diavolul folosind Scriptura. Tu cum lupți cu diavolul? Iisus a venit în fața diavolului și diavolul știu bine Biblia. Și asta e provocarea care o am pentru voi. Nu lăsați pe diavolul să știe Biblia mai bine ca voi. Tare mă tem că dacă diavolul ar merge la unii tineri cu Biblia, ar întreba tinerii, unde scrie asta? Pentru aia, la mulți, diavolul nici măcar nu vine cu Biblia. Vine cu alte lucruri. Pentru că i-ar pierde, știți? Dar la Iisus o veni cu Biblia, că nu putea veni cu altceva, că nu atragea nimic pe Iisus. O scos verset din context, l-a făcut pretext și a venit în fața lui Iisus. Numai că și Iisus o știu cum să răspundă. Da, dar mai este scris ceva. Iubiți tineri, spune 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Iubite surori, iubite fete, nu-i temă de căsătorie astăzi. Dar nu vă recomand să vă dați numărul de telefon la un băiat care n-are Biblia cu el la biserică. O, cât supăr eu în dimineața asta, dar știu că dacă e supăr, o să vină cu Biblia de acum. Știți? Hai să vă pun o întrebare. Care dintre dumneavoastră ați venit cu mine până la București dacă ați ști că am dat bani să-mi iau permisul? Apropo, n-am dat bani, să nu mă puneți pe YouTube pentru asta, știi?
Dar mi s-a spus, dacă dai, și soției mele i s-a spus. Dar n-am făcut asta. Dar ai avea curajul să vii până la București, 5 ore de aici cu mine, dacă știi că habar n-am să conduc și am luat așa. Deci n-ai avea curaj. Și cum ai putea să vii cu un băiat 50 de ani de acum înainte dacă el nu știe drumul spre cer? Pentru că nu a citit Biblia. Că dacă n-a ajuns la București, că nu s-a rătăcit și a ajuns la Cernăuț, ok, am pus pe Waze, m-am întors și am venit înapoi. Dacă n-a ajuns în cer, nu vă mai uitați ce mașină are, nu vă mai uitați ce haine de la Shein și-au luat. Sau de la Sensei. Nu aia e ce mai important. Uitați-vă să vedeți cum stă cu cuvântul Domnului. Soția mea nu mă poate urmări unde mă duc în viața asta. Nu poate suna la fiecare, auzi, la cât o Tereza Uizier a ajuns? Bă, are eu, la timp? Că m-a spus că la 20 ajunge. Dar știți de ce nu face asta? Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și are încredere în mine. Dar știți de ce îl iubesc pe Dumnezeu? Că iubesc Biblia. Vreau să fiu pe înțelesul vostru astăzi. În fiecare săptămână primesc mesaje de Hristos, vreau să mă duc la biserică, am 5 prunci, el stă acasă la film. Botezat cu Duhul Sfânt și în apă. Udat. Și o să-i stră să trag de prunci. Bun, îi îmbrac, eu nu-i spun să îi îmbrace el, că comentează, oricum nu face nimic, zice, mai pe telefon stă. Dar nici la biserică nu mai vine cu mine. Mă spuneți-mi, vă rog, ce-i spun la o femeie din asta, la o soră din asta? Să meargă înapoi în spate? Că cursorul la YouTube îl muți în spate. Dar viața nu o dai în spate. Ceasul schimbi. Îl dai înapoi. Timpul niciodată. De aceea e foarte important. Alegerile noastre, iubiții mei, ascultați-mă, noi putem controla alegerile, dar nu putem controla consecințele alegerilor. Eu pot să aleg să fumez, dar nu pot să aleg cât din plămâni îmi distrug. Eu pot să aleg să vorbesc cu o altă femeie în afară de soția mea, dar nu pot să aleg cât de mult va influența judecătorul când ne va despărți și când ne va împărți averea. De aceea, pentru că nu pot să controlez consecințele și ele sunt ca o bombă de la Hiroshima, sunt foarte atent la alegerile pe care le fac. Și mi se pare normal, dacă trăiesc cu Dumnezeu, să am pretenția la un partener care trăiește cu Dumnezeu. Și mi se pare normal, dacă iubesc cuvântul lui Dumnezeu, să mă duc 50 de ani de acum înainte cu cineva care iubește cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă amăgiți, auzi, dar vine la biserică. Păi și eu mă duc la casă de multe ori și nu cumpăr nimic. Mă duc și mai clătesc ochii. Știți? Vine la biserică. Păi dacă mergi în garaj, nu înseamnă că ești mașină. Vine la biserică, nu înseamnă că ești creștin neapărat. Nu? Nu doar aia contează. Uite-te să vezi rugăciunea, apoi citirea Bibliei. Pentru că diavolul va face tot ce poate să te țină departe de Scriptură. El îți va da tot felul de urgențe pentru a te ține la distanță de cuvântul lui Dumnezeu. Un copil care s-a născut și nu mănâncă, moare. Exact la fel e cu Duhul din tine. Dacă nu-i dai cuvânt de aici, proteină, dacă nu-i dai calorii, când vine ispita, firea veche peste el. Am fost într-o zi cu fratele pastorul Ducanu Cornel, dar noi de la biserică, la o soră văduvă în vizită. Eu lucrez în informatică de 15 ani și îs cu telefonul tot timpul după mine, că mi-intră mesaj de la servici, tot timpul e-mail-uri, sute pe zi. Și m-am uitat la femeia, am văzut la tabletă, nu are, telefon nu are, laptop nu are. Și am zis, soră dragă, nu vă supărați, nu vă plictisiți, de peste 15 ani văduvă, nu vă plictisiți toată ziua. Ce faceți toată ziua? Și au zis, dincolo în cameră, zice, am 66 de canale. M-am gândit, oare cine bagă Digi? Netflix? Cine bagă 66? Și apoi au zis așa, zice, îs a doua oară la canalul Ezechiel. Îs a doua oară la canalul Ezechiel la noastră. Zice, cum să mă plictisesc, zice? Și auzi, zice, m-a spus, am așa, zice, o foaie și pe foaia am 60 de nume. Pentru care mă rog în fiecare zi. Am făcut un calcul, dacă un minut se roagă, o oră stă pe genunchi, dacă un minut se roagă pentru fiecare persoană. Și au zis, pe foaia aia sunteți și voi doi. Știți cum am plecat? Cu lacrimi în ochi. Că dacă stăm în picioare aici, înseamnă că alții stau pe genunchi pentru noi. Să nu uitați asta. Femeia asta a zis, n-am cum să mă plictisesc, pentru că iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei,
Dacă scoți Biblia din viața ta, automat scoți vocea lui Dumnezeu din viața ta. Mă duc mai departe, postul. Un alt lucru important, postul. Marcu 9:28, când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, noi de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta? Acest soi de draj, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Mi-a fost și mie greu să înțeleg versetul ăsta ani de zile. Însă l-am înțeles mai mult de când a început războiul din Ucraina. Dar cum adică? Iubiții mei tineri, noi suntem împărțiți în mai multe compartimente. De exemplu, avem compartimentul care se numește nevoi fizice. Să mănânci, să bei apă, de exemplu. Bun, dacă tu îmi dai Biblia când mie mi-e foame, da, problema asta, soluția asta nu mă ajută cu nimica. Eu am nevoie de un hamburger, am nevoie de o mâncare, am nevoie să mănânc, da? Fiecare departament are nevoile lui și soluțiile lui. Apoi avem departamentul material, da? Avem departamentul financiar, avem departamentul emoțional, avem departamentul familial. De aia, de exemplu, dacă cineva e înșelat de soțul ei sau de soția lui, da? În căsătorie și dai 1.000.000 de euro, nu-i vindecă rana, că tu ai luat soluția de la un alt departament financiar și ai încercat să o pui peste problema de la departamentul emoțional, familial. Nu rezolvă problema. De aceea veți întâlni tineri în viața asta care nu s-au întors la Domnul, aleargă să facă bani, să cumpere mobilă, mașini, case. Îmi spunea cineva care a stat la masă recent cu niște milionare în euro. Toți mi-au spus la masa aia, nu avem fericire. Milionare în euro și n-ai fericire? Nu. Pentru că tu ești împlinit în departamentul financiar, atât. Dacă însă copilul acasă strântește ușa, nu contează câți bani ai în bancă. Te-a făcut praf trântirea aia ușei. Și acum fiți atenți. Așa ne-a creat Dumnezeu, încât până când nu suntem împliniți în departamentul spiritual, să nu ne putem bucura de nimic altceva pe deplin. De ce spune David? Dăm iarăși bucuria mântuirii. Dar ai travertin pe jos la palan, nu ți-e suficient. Dar nu-mi rezolvă, zice, problema. Că lacrimile pe care le aveam în ochi când cântam, nu le mai am acum, zice. Bucuria aceea când stăteam cu Mefiboșel la masă. Bucuria aceea când mă duceam la templu și mă rugam. Nu mai am, zice. Deja am pus 1.000.000 de soldați, zice. Masa plină, bufetul e des. Fiecare departament cu nevoia lui. Și acum fiți atenți. Exact la fel există putere în lumea asta. Există putere materială, există putere fizică. Da? Oameni făcuți, bine. Da? Există putere socială. Ai dat tu stai 20 de ani la coadă să-ți rezolvi pământul, nu o rezolvi. Ai dat un telefon, el ți-a pus un cuvânt, te-a rezolvat. Există putere militară. De exemplu, Putin vine cu armata peste tine, tu mergi cu euro sau cu bitcoin. Păi n-ai făcut nimic, că el nu fugi de euro. Dacă el ți-a venit cu tancul, și ăștia mărți cu tancul. Da? Acum fiți atenți, există putere spirituală. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor, stăpânirilor. De exemplu, hai să vă dau un exemplu. Să punem că vecinul tău sau colegul de clasa voastră nu vă suportă. Ce faci? Mă duc cu AK-47. Mă duc cu pistolul? Păi nu. Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, îmi dau seama de un adevăr foarte mare. Duhul Sfânt din mine deranjează demonii din ei. Dacă ei nu mă suport, dacă trebuie să mă lupt, de exemplu, presupunem că cineva te bajocorește în fiecare zi. Da? Păi deja mă-l bagi în tribunal că te-o bajocorit. Pentru că demonii nu se sperie de avocați. Și atunci trebuie să apelăm la niște arme spirituale. Și-a zis Iisus Hristos aici, în Marcu 9:28, când luptați cu demonii, nu veniți nici cu bani, nici cu mușchi, nici cu haine, nici cu relații, nici cu nimic. Veniți cu post și rugăciune. Pentru că demonii fug atunci când cineva se apropie de Dumnezeu prin post și rugăciune. Iubiți tineri, din când în când, măcar o dată pe săptămână, fă-ți timp să postești. Fă-ți timp să nu mai hrănești trupul, da? Și să te concentrezi pe Duhul care este în tine, apropo de introducere. Să-i dai Lui mai multă atenție. Să vezi de ce e necăjit. Să vezi de ce e supărat. De ce nu-și mai dorește o cântare în alte limbi. De ce nu-și mai dorește o seară de rugăciune.
Iubiții mei, să nu ne mai concentrăm pentru o perioadă asupra nevoilor fizice, ci să ne concentrăm asupra nevoilor interioare. Postul, spunea cineva, ne umilește tendința de a ne baza pe lumea naturală și ne obligă să trăim din spiritual. Drept urmare, vocea lui Dumnezeu devine mai clară. Postul este o modalitate excelentă de a obține claritate pentru o decizie importantă. Iar a te abține de la a mânca sau a bea pentru o perioadă de timp este un act de închinare bun pentru sufletul tău. Citesc din Isaia, capitolul 58, cu versetul 6. Că tot primesc întrebări din astea, frate Cristi, la ce oră să încep? La 6:10 să încep postul? La ce oră să încep postul? Dar auzi, cât trebuie să duc postul? Cât trebuie să duc? Iată postul plăcut mie, desleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei. Nu știu, aveți oameni pe care nu-i suportat. Să știți că în orice zi de post le puteți semna grațierea, eliberarea. Am fost la o mormântare, am predicat la o mormântare și femeia care era în sicriu, eu n-am știut, dar așa am simțit îndemn să vorbesc despre importanța iertării. Și la final o sună la cineva, dar de unde ai știut că femeia aia 30 de ani nu lua cina, zice? Dar n-am știut. Dar cum, 30 de ani nu lua cina? Nu. Dar de ce? Păi zice, s-o băga vecina cu gardul la ea și eu mai luat în pământ. Și-a fost supărată pe vecină. Adică pierd 30 de ani din viață pentru o bucată de pământ, că oricum 2 metri am la final, nu mai mult. 2 metri. O zice cineva, de Crist, decât să-l iert, mai bine nu iau cină. Eu zic altceva, decât să nu iau cină, mai bine îl iert. Mai bine îl iert. Orice prizonier care îl ții în inimă, ascultă mai bine, te trezește și la 4 dimineața, păi are nevoie să discuți cu el. Nu? Are nevoie de mâncare pe la 6? Știi? Păi cu stres vii la biserică. Când îl vezi la balcon, deja poți să prebeci oricine ce în față ei. Gata, schimbarea la față a avut loc. Înțelegeți? Și merg cu prizonierii ăștia ani de zile. Și ce mir, bă, dar de ce nu cresc? De ce nu cresc spiritual? Că toată energia mă focusez pe el. Bă, dar e pusă bine cătușa, să nu-mi scape cumva de ce. E legat bine, slăvit să fie Domnul, și acolo îl țin până mor. Voi nu v-ați întrebat de ce Iosif nu a ieșit din închisoare 12 ani? Rabinii evrei, în Biblie nu scrie, dar undeva rabinii evrei au spus așa, între 10 și 12 ani, noi avem scris că a rămas Iosif în închisoare. Dumnezeu nu l-a scos de acolo până când nu i-a iertat pe fratele lui, ascultați-mă. La primul copil Iosif pune numele Uitare. Că mulți se iartă, dar nu te uită, știți? Și la al doilea, știți ce a pus numele? Rodire. Că după ce a murit, ura poate să rodească dragostea. Dacă ieșa Iosif din închisoare după 2 luni, știți ce ar fi spus? Când o să văd haina, o să vedeți și voi greu. Ha? Frate, poți să zice, l-am iertat, dar nu vreau să mai am nimic de a face cu el. M-ați auzit vorba asta? Ei bine, într-o zi de post trebuie să te uiți să vezi care sunt prizonierii care n-ai în inimă, care sunt oamenii pe care nu-i suport. Striga Duhul Sfânt la Târgu Mureș în privința mea, mă fac vulnerabil pe mine astăzi. Voi îngădui în perioada asta să fii bajocorit cum n-ai fost niciodată. Să fii făcut cu ou și cu oțet. Acum când ce înjură un om de afară, că primesc pe Facebook 10 pe zi înjurături. Nu te doare așa tare. Dacă te lovește fratele, nu? Că știți cum e, dușmanul lovește pe unde apucă, fratele pe unde te doare. El știe unde te doare. Dar auzi și-o zis Duhul Sfânt, să nu cumva să ții ură, ranchiună și patimă. Dacă vei face lucrul ăsta, îți iau ungerea. M-am gândit mult la lucrarea asta. Deci poți să pierzi ungerea în slujire pentru că te focusezi, cum să mă răzbun pe ăla, hai să văd cine dă cu piatra. A cui ești tu, mă? A, păi maică, te-am botezat-o, tu dai cu piatra, mi-e rușine pe ei. Și te-ai terminat. Iubiții mei, în ziua de post, dă drumul celor asuprit și rupe orice fel de joc. În ziua de post mă evaluez. Mă, dar stai că m-a spus iPhone-ul că am stat 7 ore pe telefon pe zi săptămâna trecută. Înseamnă că e jugă asta deja. E deja e joc, nu? Hai să rup jugul ăsta. Hai să pun mâna pe o carte creștină. Hai să pun mâna să mă duc să fac ceva în numele Domnului. Dacă tot așa am timp liber, nu? Împarte spâinea cu cel flămând. Adun ca să tape nenorociții fără adăpost.
O zis Isaia, în ziua de post, nu mai pune în coș la emac pentru cine? Pune pentru ăla care e sărac. Ia-i un frigider lui după 10 zile de post, strângi niște bani, da? 3 luni de zile, câte 100 de post pe săptămână, ai strâns niște bănuți, puși deoparte. Iubiți tineri, voi ați crescut în zona Bucovinei. Mama soacră crescut la Bicov. Și m-a spus, în ziua de post, noi așa făceam acum câteva zeci de ani, în ziua de post, mâncarea noastră o duceam cuiva. În ziua de post meream și săpa în grădina la o văduvă sau la o femeie în vârstă. Asta scrie Isaia aici. Nu întoarce spatele semenului tău. Mă postez, nu mă duc la mol să mănânc astăzi. Bun, iau oia 45 de lei și mă duc și iau mâncare pentru altcineva. Asta e postul adevărat. Nu stau, mă tătui la ceas, bă, până la 5 și un sfert, gata. Și când o făcut 5 și un sfert, am năpădit ca și leu când merg la grădina zoologică de mâncare. Știți? Sare acolo pe cușcă, înfometat, nu? Nu. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Iubiții mei, cel mai puțin important lucru când postești este faptul că nu mănânci. Cel mai puțin important. Și aici găsiți multe lucruri mult mai importante decât faptul că nu mănânci. Nu te rezuma la nu mănânc. O spun ca și o încurajare pentru voi că avem un Dumnezeu care ascultă postul și rugăciune. 3 ani de zile eram în Timișoara și am ținut în fiecare marți, aproape în fiecare marți, zi de post pentru viitoarea mea soție. Și m-am rugat Domnului să-mi dea putere. Meream la rugăciune la o biserică din Timișoara, marțara, exact atunci treceau aia cu kebabul pe lângă mine, cu șaorma. Nu știu, parcă diavolul îi aducea, serios. Numai să te ispitească. Mă, dar hai să închei la 8 și un sfert după rugăciune postul, da? Dar ăștia treceau, pe la 5 jumate erau acolo. Nu a fost ușor. Nu știu dacă am fost 5 tineri, într-o biserică micuță din Timișoara, vreo 20 de bătrâni. Mă uitam așa, bă, dar chiar merită, mă, dar chiar... Oare Dumnezeu să asculte lucrul ăsta? Vreau să vă spun că Dumnezeu ascultă. Încercați-l, puneți-l la încercare și... Asta o zis Isaia și închei punctul 3. În ziua de post, fă-ți tu ziua ta mai rea și fă-ți ziua altcuva mai bună. Doamne, ajută-ne la asta. 4. În ultimul rând, deși ele sunt mai multe, părtășia. Părtășia. Evrei 10:25, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Se apropie. Iubiții mei, jucătorii de fotbal petrec timp cu jucătorii de fotbal. Jucătorii de șah se antrenează cu alți jucători de șah. Dacă jucătorii de fotbal petrec timp cu aia care urăsc fotbalul, nu aia care urăsc fotbalul se vor face jucători de fotbal, ci jucătorii de fotbal vor deveni oameni care nu mai fac nimic. Am dat exemplul ăsta că și Pavel folosește sportul ca să dea un exemplu. Oamenii care merg pe aceeași țintă își iau colegi care merg pe aceeași țintă. Petrece mai mult timp cu oamenii care iubesc pe Dumnezeu și mai puțin timp cu oamenii care îl urăsc pe Dumnezeu. Petrece mai mult timp cu oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu. Petrece mai mult timp cu oamenii care se roagă, care citesc Biblia, care arată respect față de părinți, care slujesc pe Iisus ori de câte ori au ceva timp liber. Vizitând săraci, ajutând orfanii și așa mai departe. Iubiții mei, vom vorbi despre prieteni în sesiunea următoare, dar vreau astăzi să înțelegem, e foarte importantă prezența la casa Domnului. Nu-ți alege viitorul partener la o conferință cu tineri. Că aici la conferință vin toți, că s-a făcut banner, s-a anunțat. Și Samson vine, mai, și Dalila mai scapă. Știți? Nu. Vină la o seară de rugăciune. Du-te la un spital. M-am bucurat, pasare rana de răbani, 600 de prieteni, 600 de prieteni. N-am fost în viața mea la o evanghelizare unde să fie 600 și ceva de prieteni. Și am zis, mă, dar ce ați făcut aici? Ce le-ați dat? Cu ce i-ați mituit să vină? Și îmi spunea, un grup de tineri mergem săptămânal acolo, lucrăm printre oamenii aceia. La ora 1:30 ne-am culcat. Joi seara, la ora 4:15 am fost sus. Am făcut 1500 de pliante. Un tânăr care câștigă 2000 de lei pe lună, au văzut că nu ajungeau banii pentru pliante și au scos 1500 de lei. Și au zis, spun eu mai departe să se completeze numărul care e nevoie. Tineri dedicați.
Eu vă garantez că ăștia nu se căsătoresc prost. Păi când tu ești la ora 5 în picioare pentru Domnul, da? Și ești înconjurat de o echipă și o forță care merg și lucrează benevol pentru alții. Păi nu o să-ți iei pe una care e la fitness. Toată viața îți vezi scandal că tu vrei să mergi în lucrare și ea vrea la solar. Înțelegeți? O să vezi. Nici nu vreau să vezi lucrul ăsta în viață. Pentru aia e foarte important să fii... Cum te poate folosi păstorul dacă nu ești aici? Păi eu pot să am cea mai tare drujbă, cea mai bun ciocan din lume. Dacă e în America și nu e la mine, n-am cum să-l folosesc. Că nu poți să tai cu drujba wireless. N-ai cum. Bluetooth. Păi trebuie să fii acolo. Bartimeu, Marcu 10. Chemați-l, zice. Chemați-l. Vreți să te vindec? Hai aici. Vreau să te folosesc. Vino aici. Habacuc 2:1. M-am dus la locul meu de strajă. Da? Prezența la biserică, obiții mei, parcă devine un subiect din ăsta tabu. Nu mai e voie să vorbești. În multe orașe din țară sunt biserici pentecostale care fac un program pe săptămână deja. M-am fost șocat să aud de lucrul ăsta. Un program pe duminică. O să zic, bă, dar nu mai vin. Bun, dar ce fac duminică seara? Stai pe Netflix, ce faci? Păi dacă nu merg să te încarci, iubiții mei, a, că nu, că am văzut că la voi, nu știu ce, că m-am uitat acolo, m-am potignit, dincolo m-am potignit, păi eu mă duc la Kaufland să fac cumpărături sau la Lidl și nu mă interesează că aia de la, ce-a făcut aia de la casă, ce face aia de la care pune pe rafturi, că nu știu ce, nu știu. Dar eu mă duc să-mi cumpăr mâncare pentru mine. Tu vină cu scopul să te întâlnești cu Domnul aici. Că poți să ai cea mai tare mașină, dacă nu o alimentezi, stă în garaj. Combustibilul spiritual se evaporă ușor în ispitele lumii, în alergarea care avem. Vin aici și mă încarc. Unde-s doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu acolo. Mă apropii de încheiere, spunându-vă că a fost o vreme când Marta a ales ce era important. S-a ocupat Dumnezeu și de Marta, nu a lăsat-o singură. Numai că de Marta s-a ocupat Dumnezeu prin tragedii. Ioan 11:20, dacă poți, te rog să afișez. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Știți care e textul ăsta? Când moare Lazar. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu, teoria o știu, că orice veceră de Dumnezeu îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, Doamne! Cunosc teoria! Iisus i-a zis, versetul 25, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și acum s-a uitat Iisus la Marta și i-a pus întrebarea asta. Crezi lucrul acesta? Și acum vine momentul când Marta, parcă văd cum se dă un pas în spate și spune, Doamne, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Maria a rămas în casă. Parcă asta ar fi și vrut să spune Marta, e rândul tău. Eu m-am pocăit când totul a fost bine. Tu, numai la mormântări. Numai până tragedie. Iubiții mei, când vrei să-L întâlniți pe Iisus? Când ești sănătos sau când ești bună? Când toată familia ta este bine sau când unul din membrii familiei tale moare? Am întâlnit cu un băiat undeva într-un aeroport și au zis, frate Cristi, sunt în familie de pocăieți. Tot zic că mă pocăiesc de ani de zile. Dar e faină lumea, îmi plac distracțiile. Dar au zis, de câteva luni, fratele meu e în comă. De câteva luni. Și de câteva luni parcă ceva mă mișcă și nu mai am bucurie de nimica și vreau cu adevărat să mă pocăiesc. Eu n-ar vrea să mă pocăiesc când fratele meu intră în comă. Dar Marta și-au ales. Dar ăsta e îndemnul care l-am pentru voi astăzi. N-aștepta o tragedie ca să alegi important în loc de urgent. Alege de astăzi, din vreme bună. Învață disciplinile acestea care nu sunt opționale, ci sunt obligatorii, rugăciunea, citirea Bibliei. Biblia trebuie citită, studiată, trăită și apărată. 85% din creștini nu fac niciunul din lucrurile astea.
N-ai vrea să fii printre cei 15 care citesc, poate printre cei 10 care studiază la 100, poate printre cei 5 care o trăiesc la 100 și unul care o apără. Apără credința. Păi n-am cum să apăr Biblia dacă nu cunosc Biblia. N-am cum să trăiesc Biblia dacă nu o cunosc. Apoi din când în când îmi iau câte o zi specială și postez. O zi este la Mardoheu, m-a învățat ceva frumos. Că sunt uși pe care nu le deschidem cu frumusețea fizică. Că sunt uși pe care le deschidem doar cu post și cu rugăciune. Și cu umilință și cu smerenie. Ba, Estera nu a pus pe alții la post. O zi spune mânghi, eu bufesul e des, voi mere și postez. Nu, nu, nu. O zi postez și voi și postez și eu. Acum, pentru Mardoheu, eu cred că a fost ușor să postească. Că nu știu ce putea avea el, ce mâncăruri. Dar ea l-a apălat, a împins farfuriile la o parte și a zis că trebuie strujnicele ei astăzi, nu mâncăm. Aș putea să mă fac cu ruj. Să se uite băiatul după mine, să se uite împăratul. Îmi iau niște colan strâmți. Putea să zic că este de asta, că la asta apelează multe tineri astăzi. Să se căsătorească, disperate după căsătorie. Să atragă cu trupul. Păi dacă atragi cu trupul, cu trupul trebuie să-l și ții. Și îți va fi foarte greu. Că nu o să reușești, că trupul se schimbă. O să zic, nu vreau să apelez la lucrurile astea. Mai sus de toiagul lui, este toiagul lui Dumnezeu. Vreau să postească. Și să știți că împăratul împăraților, o comandat acestui împărat, să întinde toiagul. Și-a rezolvat problema Esterei. Apoi, fă-ți un obicei de a fi prezent la biserică. Fă-ți un obicei. Eram 14-15 ani, eram cu colinda la oamenii nepocăiți mai mult, așa, pe lângă noi, pe acolo, cu grupurile bisericii, că la noi te ascultă, că să se sfătui de colinda. Dar am zis, măi, un moment să ne lasă să intrăm în casă. La 5:30 ajungeam acasă noaptea. La 8:15 aici nu era în cameră. Sus! Dar am fost cu... Nu mă interesează ce. Sus, e biserică. Am crescut cu frica asta. Să nu lipsesc de la biserică. Aici de Domnul binecuvântarea. Viața pentru veșnicie. Aici împarte darul. Nu la molul. Te uiți la scări cu mărg în sus și în jos și trebuie să prorocești. Nu, aici. Învață întotdeauna în viață să pui important peste urgent. Dimineața e important să prinzi autobuzul, să ajungi la școală. E urgent. Dar mai important pe înainte să prinzi autobuzul, să te pui pe genunchi, să te rogi. E urgent să te căsătorești sau să te măriți. Dar e mai important să faci o relație puternică cu Dumnezeu. Să ai principii sănătoase. Că i-am spus unei fete recent. Dacă tu ești aici spiritual, îți vei lua un băiat aici spiritual. Dacă ești jos spiritual, îți vei lua un băiat jos spiritual. Naște ta tragedia ca să faci o schimbare. Fă o schimbare în vreme bună. Nu alerga să cumperi umbrele când a început ploaia. Fă cumva să ai umbrelă pe când începe ploaia. Amin. Ne ridicăm în picioare, iubiții mei. În acest sens facem o rugăciune, luăm decizii noi, hotărâri noi și Dumnezeu să primească fiecare gând, fiecare rugăciune care se ia. Amin. Amin.